Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, în această seară de vineri, la finalul seriei de emisiuni Întrebările zilei din această săptămână. Discutăm despre ce avem mai de preț, discutăm despre sănătate, vorbim de o situație existentă la cel mai mare spital din județul Gorj, e vorba de Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, un spital care, iată, a reușit să obțină acreditarea instituțională de la Comisia de Specialitate din cadrul Ministerului de Resort. Stăm de vorbă despre toate aceste lucruri, despre ce înseamnă obținerea acreditării, ce aduce nou în privința serviciilor pentru pacienți, cu managerul Unității Medicale din Târgu Jiu, domnul Tiberiu Tătar. Bună seara, domnule director! Bună seara atât dumneavoastră, cât și telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune. Aproape nu este zi în care să nu avem câte o știre negativă despre sănătate, despre neajunsuri, despre lipsa de finanțare, despre pacienți cu probleme, medici care cer bani sau cer mai mult decât li se oferă, le oferă sistemul, medici care pleacă în afara țării. Bine, acum dumneavoastră vă referiți că nu e zi fără o știre negativă la nivel național, la nivel național. La nivel local, mereu în județul Gorj, lucrurile cred că sunt destul de bune. În ultima perioadă, din fericire, n-au mai apărut știri cu legate în special de copii sau de oameni care au ajuns la spital și n-au avut parte de ceea ce trebuia. Vorbim însă, iată, și de o informație care ne-ar trebui să ne aducă speranță. Au fost obținută acreditarea instituțională pentru Spitalul Județean din Târgu Jiu. Au fost îndeplinite criteriile cerute de Comisia Națională. Chiar și în realitate s-a întâmplat ceva până la urmă, nu doar formal, cum știam în anii trecuți. Există chiar vizibil o îmbunătățire a Spitalului Județean în ceea ce privește condițiile de cazare și respectarea anumitor proceduri, încadrarea cu personal, chiar și serviciile oferite bolnavilor, chiar și acele aparate de aer condiționat pe care se chinuiau de ani de zile anumiți manageri să le cumpere, există acum în sfârșit, atât de mare a fost. Și sunt montate, a fost efortul, cât, și iată, pacienții sunt foarte mulțumiți. Bine, măcar că, iată, s-a ajuns la situația aceasta să fie nevoie de acreditare și să se respecte indicatorii, să facă anumite investiții. Autoritatea Națională de Management și Calitate în Sănătate a impus o serie de criterii. La Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, de exemplu, sunt un număr de aproximativ 3.000 și ceva de indicatori care trebuie îndepliniți pentru a primi acreditare. Acreditarea, de fapt, reprezintă o certificare a activității spitalului prin care pacientul poate să se adreseze instituției spitalicești cu toată încrederea. Printre altele, am reușit, odată cu această acreditare, să remediem toate problemele sau disfuncționalitățile care existau, pentru că trebuie să le recunoaștem că existau, poate încă mai există, dar în orice caz într-o măsură mult mai mică, în ceea ce privește traseul pacientului în instituția noastră, în sistem, pe de o parte, și pe de altă parte traseul documentelor în interiorul instituției noastre. Așadar, în acest moment, în urma procesului de acreditare, care a fost un proces, nu aș folosi termenul de sever, dar foarte corect, foarte dur, astfel încât n-am putut să negociem cu ei sub nicio formă un indicator sau altul. Nu l-am îndeplinit, mi s-a tăiat și cu asta basta, fără să putem să dialogăm în vreun fel cu membrii comisiei, care au fost 5 și timp de o săptămână au purecat absolut tot ceea ce înseamnă Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în locuri în care chiar nici nu ne așteptam că se vor băga. Așadar, a fost verificată toată activitatea instituției, de la serviciul de pază, de la poartă, până la medici, activitate managerială, absolut totul a fost purecat cu deamănuntul, iar rezultatul pe care l-am obținut, în sensul că astăzi avem un spital clasificat cu nivel acreditat, pentru noi reprezintă, în primul rând, pentru noi ca echipă, reprezintă un lucru fantastic de bun și totodată ar trebui ca mulțumirea noastră să se transfere și către locuitorii județului Gorj, pentru că reprezintă un plus valoare în ceea ce înseamnă servicii medicale pe care noi le oferim
tuturor celor care ni se adresează, bineînțeles că în special gorjenilor, ei fiind în majoritate pacienții noștri. Drept pentru care au fost cuantificate investițiile făcute în infrastructură, au fost cuantificate investițiile făcute în aparatura medicală, care o avem de ultimă generație, chiar modernă, și pe aproximativ toate secțiile am reușit să dotăm cu tot ceea ce era necesar. A fost cuantificată activitatea resursei umane și cuantumul salariaților pe care îi avem, chiar ne-au făcut și niște recomandări, motiv pentru care am și scos ulterior niște posturi la concurs care trebuiau ocupate. Și totodată, prin această acreditare, Spitalul Județean de Urgență astăzi poate oferi servicii de diagnostic și tratament la cotele cele mai înalte, la cote profesionale foarte bune, datorită, în primul rând, a spune eu, forței umane care, de la infirmier, asistent și până la medic, consider eu că sunt de un profesionalist desăvârșit și lucrurile pe care le fac ei, cred că pot fi cuantificate prin faptul că anual avem un număr de aproximativ 50.000 de pacienți și din 50.000 de pacienți pe care avem anual, cred că sunt foarte, foarte puține plângeri la Colegiul Medicilor sau, eu știu, diverse sesizări care să vizeze activitatea profesională, activitatea medicală. Din acest considerent, eu, din punctul meu de vedere și analizele pe care le-am făcut, consider că activitatea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu este una pozitivă, una care să determine locuitorii și pacienții să ni se adreseze cu toată încrederea, pentru că serviciile medicale sunt la cote optime, iar după toate vizitele pe care le-am făcut în țară la alte spitale și vizual, pot să vă spun că spitalul nostru chiar arată bine și are dotarea necesară și suficientă pentru diagnosticul și tratamentul oricărei afecțiuni. Care au fost neajunsurile și ce s-a făcut practic pentru a îndeplini criteriile cerute de prevăzute în legislație? Neajunsuri au fost multe. Ce a trebuit să faceți? Mai sunt. A trebuit să ne imprimăm un ritm mult mai alert în ceea ce înseamnă activitate scriptică, pentru, birocratică, pentru că, într-adevăr, era înainte de acest proces de acreditare o lentoare în ceea ce înseamnă completarea diverselor documente, a foilor de observație. Astăzi, aceste lucruri se fac cu o manualitate extraordinară. Am reușit să implementăm aceste proceduri în vederea acreditării și mândria și bucuria mea și a noastră, a întregii echipe, pentru că această acreditare n-am luat-o eu, a luat-o Spitalul Județean prin salariații Spitalului Județean. Deci a fost un efort de echipă. Altfel nici nu puteam să ne gândim că vom lua vreodată acreditarea dacă nu toți trăgeam în același sens. Drept pentru care în acest moment toate procedurile pe care noi a trebuit să le implementăm, mă bucur că au rămas implementate și funcționează și în momentul actual, astfel încât un pacient, de exemplu, când vine pentru o consultație, să zicem un ambulatoriu integrat, beneficiază de toate indicațiile care sunt trecute, să știe exact, să nu se rătăcească, să știe exact cabinetul unde se află. Avem schițe cu fiecare cabinet, cu fiecare secție în parte, chiar și cu în zona de spital, avem chiar și cu medicii care pot fi găsiți pe fiecare din secții. Așadar, la nivelul de informație, de când intră pacientul în instituția noastră, este mult mai bine ghidat prin aceste mijloace de semnalizare, astfel încât să nu fie nevoie să întrebe pe nimeni dacă trebuie să ajungă într-un anume loc. Așadar, de la intrare, iată, s-au schimbat foarte multe. Acum, dacă tot vorbim de intrarea în spital, numai de intrare, dacă despre asta vorbim, am reușit să creăm spații de parcare în spitalul, cum mi se spune el, 700, Spitalul Mare de pe strada Progresului, sediu central, de fapt, astfel încât știți foarte bine că aveam o problemă în ceea ce înseamnă spații de parcare. Cum avem o parcare, am reușit să asfaltăm toată curtea, am trasat parcările, deci este totul extraordinar, astfel încât pacienții pot să vină și cu mașina. Și pentru pacienți și pentru angajați? Da, este parcare comună, este o parcare foarte mare. Singura locație unde mai avem probleme cu spații de parcare este cea de pe Tudor Vladimirescu. Am făcut o adresă primăriei Târgu Jiu prin care solicităm similar
precum este instituția de lângă noi, tribunalul cu mare, locurile rezervate în față pentru salariați, și spitalul, locurile din față de pe stradă să fie rezervate salariaților, pentru că avem curte neîncăpătoare și nu intră nici măcar mașinile salariaților, toate darmite ale pacienților. Și fiind vorba de un spital, și tu ca pacient când vii acolo, vii cu mașina poate din altă parte, e normal să o ai sub observație sau să fie pe aproape, poate să te mai folosești de câte ceva din mașină. Drept pentru care luptăm pentru chestia asta împreună cu primăria, sperăm să reușim și spațiul din stradă, din fața spitalului, să ne fie alocat nouă salariaților spitalului. Așadar, am vorbit doar de intrarea în spital și vedeți câte s-au făcut doar pentru intrare, doar la intrare. Paza, dacă s-o să la intrare? Baza aici, conform legislației, avem ore de vizitare. Aici mai avem încă o lacună, pentru că aceste ore de vizitare nu sunt respectate întru totul. Nu sunt respectate întru totul pentru că, din păcate, oamenii, în mare lor majoritate, nu înțeleg pacienții, aparținătorii pacienților, de fapt, nu înțeleg că acest program este legiferat și că trebuie respectat, și întotdeauna când încercăm cu o periodicitate destul de să anunțăm programul și să-l și respectăm. Și atunci apar foarte multe discuții, scandaluri. Care e, de fapt, programul de vizitare? Pentru... Programul de vizitare este de la 10 la 11 și de la 14 la 20, cred, sau la 19, ora 19 seara. E un program destul de lung, dar omul când vine de la țară, ajunge când îi ajunge autobuzul, nu ține cont de acest program, lucru care, bineînțeles, că ne periclitează puțin activitatea, dar lucrăm în continuare la aceasta. Consider că e un lucru pozitiv, că știm lacuna pe care o avem și luptăm pentru a o remedia. Și cei de la pază, mă rog, tratează... N-au blocat intrarea în spital, practic. Și de la pază, în primul rând, sunt afectați de acest lucru, pentru că asupra lor intervin toate vehemența aparținătorilor și apar scandalurile acolo, conflictele acolo apar. De aceea am pus și camere video peste tot. Urmează în câteva săptămâni să montăm și la unitatea de primiri urgențe. Deci în locurile unde există o aglomerare foarte mare, acolo vrem să avem o monitorizare permanentă, pentru ca în caz de ceva să putem elucida foarte simplu lucru care s-a întâmplat. Camerele sunt pe holuri, la intrări? Aproape peste tot. Toate intrările avem asigurate. Marea majoritate a holurilor comune, vorbesc de parter. În primul rând parter. Pe etajele superioare încă nu, dar sperăm ca într-un viitor să ajungem și acolo. Oricum, în Spitalul Județean s-au făcut foarte multe lucruri. La urgențe, pentru ce sunt necesare camerele? Mai apar conflicte? La urgență apar conflicte destul de des, pentru că acolo este primul loc unde se ia contact în caz de urgență cu salariații spitalului, și de obicei vin și pacienți turmentați, pacienți cu diverse afecțiuni și de natură psihiatrică, și atunci, într-adevăr, unitatea de primiri urgențe din acest motiv beneficiază și legal vorbind de un spor de periclitate, pentru că, într-adevăr, este expusă la anumite riscuri și noi încercăm prin ceea ce facem să diminuăm aceste lucruri. De exemplu, săptămâna trecută am montat niște uși automate acolo care vor funcționa cu cartelă, astfel încât să poată intra doar după triaj, doar când un salariat al nostru trece cardul prin ușa respectivă, tocmai pentru a lăsa medicii să lucreze în liniște și a nu fi perturbați de persoane care intră când vor și ies când vor în momentul actual. Drept pentru care aceste uși le-am montat tocmai pentru a limita accesul acestor persoane recalcitrante. Uși transparente, am uși transparente care funcționează cu celulă fotoelectrică și cu cartelă. Practic, mai există posibilitatea să mai bloc și accidente cu ușile celelalte din viteză, din... Da, erau niște uși vechi care nu răspundeau comenzilor foarte bine, niște uși grele care trebuiau împinse pe acei rulmenți, erau dificile. Acum am intrat și noi în rândul spitalelor mari, spitalelor clinice, și încercăm să ne modernizăm pe măsură. Au fost executate și anumite lucrări interioare? Multe, multe lucrări interioare. Mai avem reabilitat doar 2-3 secții. În rest, în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, marea majoritate a secțiilor
au fost reabilitate și spațiile comune, holurile, și cred că, cu mici excepții, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, la capitolul infrastructură, în acest moment stă extraordinar de bine. Mai avem lucrări anul acesta, o să lucrăm la acel sediu nou pe care îl construim pentru toată partea administrativă, pentru a fi cu toții la un loc, în momentul ăsta fiind dispersați, care pe unde, pentru că spațiile sunt insuficiente. Știți foarte bine că și Direcția de Sănătate Publică funcționa în spațiile noastre și datorită faptului că noi am înființat spitalizarea de zi, a trebuit să ne mutăm cu toții, și ei și noi, și ne-am dus care pe unde ne-am găsit locuri. Din decembrie o să avem un sediu administrativ nou, unde vom încăpea cu toții. La Spitalul 700? La Spitalul 700, de pe strada Progresului, deasupra bucătăriei, o construcție nouă pe care o facem, și lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel. Și Direcția de Sănătate va primi acolo sau nu? Fără... Probabil că o să-i aducem și pe ei, cel puțin persoane de conducere din cadrul Direcției de Sănătate Publică, probabil că o să le facem loc să fie împreună cu noi. Așa cum ne-am obișnuit atâția ani de zile să lucrăm împreună, e normal să încercăm să găsim o soluție tot comună și pe mai departe. Vis-a-vis de investiții, secția de psihiatrie, început anul trecut, am făcut jumătate de proiect, anul ăsta urmează jumătatea cealaltă din proiect. Anul trecut a avut o valoare de 7 miliarde, anul acesta valoarea se ridică la 6 miliarde. O altă lucrare pe care o mai avem un plan pentru anul acesta este la dispensarul TBC de sub pasarelă și la secțiile de dermato să introducem centrală termică. Pentru că în momentul ăsta ne încălzim cu gaze, bine, pe sobe cu gaze, dar nu este chiar ceea ce ne dorim, și încercăm să schimbăm pentru a monta centrale termice performante. Poate fi chiar periculos la un moment dat. Poate fi și periculos, bine, noi am făcut reviziile care trebuia, noi suntem în termen cu toate avizele necesare, dar, bineînțeles, reprezintă soba o doză de risc și, pe de altă parte, și un consum suplimentar, pentru că sunt atâtea focuri. Dacă e o centrală, avem un singur foc, poate consumă mai mult focul ăla ca un foc obișnuit de sobă, dar oricum nu se ridică valoarea la nivelul tuturor sobelor pe care le avem. Ai și un control al temperaturii, până la urmă, al consumului? Categoric. Lucrurile vor sta cu totul altfel și această lucrare se va finaliza în cursul anului acesta. La capitolul aparatură medicală. La capitolul ăsta am reușit anii trecuți, inclusiv anul ăsta, săptămâna viitoare deja vom inaugura stația de sterilizare de la Spitalul de pe strada Tudorul Admirescu, o stație de sterilizare ultramodernă care va deservi întreg spitalul ăsta, sediul de pe strada Tudorul Admirescu, și care corespunde tuturor normativelor. La capitolul aparatură medicală am reușit să achiziționăm aproape tot ce și-au dorit toți medicii de pe toate secțiile. Stația veche va fi folosită în continuare? Va fi folosită doar până la momentul la care, până săptămâna viitoare, când vor renunța definitiv la ea, pentru că e o stație veche, învechită, nu se mai folosește acel sistem de sterilizare pe aburi, trebuie să renunțăm total la ea și nici alte instituții nu mai folosesc așa ceva, e depășit deja acest sistem. Probabil o să o valorificăm, nu știu, la fier vechi, încă nu ne-am gândit, dar va fi valorificată cumva. Deci, la nivel de aparatură acum, avem aparatură de ultimă generație pe toate secțiile. La secție de chirurgie am cumpărat turnurile acelea pe care medicii le folosesc în acest moment, au câte două pe fiecare secție. Ecografe avem ultraperformante 3D pe care le folosim la fiecare unitate spitalicească pe care o avem. Foarte, foarte multă aparatură a fost achiziționată, aparatele de radiologie digitale, foarte multă aparatură pe care au solicitat-o medicii, astfel încât am reușit să răspundem tuturor solicitărilor lor. Două secții, mă rog, mereu expuse de-a lungul timpului, ginecologie și pediatrie. Ce îmbunătățiri avem la secțiile acestea? Secția de pediatrie a fost zugrăvită, tocmai pentru a face această igienizare care trebuie făcut periodic. Am reușit să vopsim anul trecut pereții cu desene care să-i atragă și să-i încânte pe copilași, și împreună cu Clubul Rotary și
cred, cu rețeaua Carrefour, au făcut o sponsorizare și au dotat un salon pe care l-au transformat în salon de joacă pentru copii, cu tot ce trebuie, cu tot felul de jucării pentru copii să-și petreacă timpul acolo. Știm foarte bine, copiii se plictisesc repede și trebuie să le găsești o preocupare. Așadar, la secția de pediatrie s-au făcut aceste lucruri, foarte bune de altfel. La ginecologie am reabilitat palierul integral, am schimbat ușile și geamurile, mai avem câteva, dar sunt în curs și acestea. Am unificat secția ginecologie cu secția obstetrică, am scăzut puțin numărul de paturi, pentru că la aceste două secții, cum funcționau înainte, nu reușeam să obținem indicatorii așa cum ar fi trebuit, cum avem contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate, și am făcut acest artificiu pentru ca pe viitor atât indicele de complexitate, precum și indicatorii pe care îi avem de realizat cu Casa de Asigurări să fie cât mai ridicați pentru a încasa sume cât mai mari de la Casa de Asigurări, lucru care prin această unificare s-a și rezolvat și lucrurile merg mult mai bine în acest moment. În ceea ce privește problemele, în ultima perioadă n-am mai avut situații de acestea nefericite, să le spun. Nu. Doamne ajută, n-am mai fost nicio situație nefericită și sperăm să nu mai fie. Pacientele, mamele, viitoarele mame au început din nou să vină? Da, să știți că acum secția de ginecologie, că acum avem una singură după unificare, la nivel de indicator stă foarte bine, a început să crească ușor numărul de paciente, lucru care este pozitiv, ne bucură acest lucru, și pentru că tocmai pentru asta am și făcut modificările respective, pentru asta am făcut investițiile acolo, pentru asta am făcut unificarea și iată că sunt deja rezultate. Erau probleme și cu circuitele, cu asigurarea, separarea circuitelor, ați avut investiții? Da, și nu mai e problemă, asta oricum ne obliga procesul tot de acreditare. Legat de acreditare, da. Ne-a obligat procesul de acreditare, am împărțit, de fapt, pe majoritate din secții a trebuit să mai închidem câte o ușă, să mai punem câte un paravan pentru a respecta circuitele. Cu lifturile pe care le avem acum, fiind multe la mai multe și toate funcționale, fiind noi, am reușit să facem în așa fel încât să folosim unul pentru alimente, unul pentru mâncare, unul pentru pacienți, unul pentru salariați, astfel încât să reușim să îndeplinim toate criteriile și în acest moment ele se respectă și mă bucur că, fiind implementate pentru acreditare, au rămas întipărite în obișnuința salariaților și mergem cu ele tot nu așa. Se mai amestecă, trebuie. Astfel încât și la capitolul infecții nozocomiale, Spitalul Județean stă foarte bine, pentru că până la urmă toate aceste circuite sunt făcute tocmai pentru a minimiza cât mai mult riscul infectării și în acest moment stăm bine, avem și numărul de infecții nozocomiale sub control, drept pentru care condițiile în acest moment în spitalul nostru sunt foarte bune. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne revedem în câteva momente.